Demn să deschideți cuvântul sfânt la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3. După citirea textului, rog pe fratele Aurel Burcă să ne conducă în rugăciune. Capitolul 3 de la Filipeni. Încolo, fraților, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mie nu mi-este greu să vă scriu, mereu același lucru, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care nu ne lăudăm în Hristos, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Din pricina lui Hristos, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, și aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și Domnul să adauge har bogat peste cuvântul Său. Amin. Drag, vă salut pe toți în casa Domnului și doresc ca timpul pe care l-am aici să fie de folos pentru fiecare, întrucât Îl vestim pe Hristos Domnul și numele Lui Îl lăudăm. Salut pe fratele Lupu,
care e în mijlocul nostru. Dăm slavă Domnului că am putut să fim în călătorie în vara aceasta și a fost o înviorare pentru noi să fim împreună. Și acum fratele dânsului e aici cu noi și îl salutăm cu drag și pe sora. Și pe toți ceilalți pe care ne cunoaștem și ne știm, dăm slavă Domnului că suntem o familie. Apostolul Pavel scrie epistola către Filipeni, probabil cea mai plină de îndemnurile la bucurie, plină de sfaturile să ne bucurăm mereu și ne dă câteva lucruri pe care să le cunoaștem ca să ne cercetăm. Cercetarea fiecăruia în parte nu are trecerea unui examen sau falimentul sau cădere la un examen, ci e corectarea și întărirea pe care Biblia o cere mereu. În pasajul acesta, cuvântul Domnului ne vorbește prin Apostolul Pavel și filipenilor de demult și filipenilor din vremea noastră, că nu toți îl cunosc pe Domnul. Și lucrul acesta e un lucru tragic, dramatic, catastrofal, fatal. Apoi e că scopul vieții noastre trebuie să fie definit în alergarea noastră. Apostolul spune, alerg spre țintă, pentru că suntem și la un timp în care tinerii sunt între noi și poate mai atenți pentru că e serbarea sau programul lor. Apostolul spune, alerg spre țintă. Cercetarea să fie, care e ținta vieții tale? Ce țintă ai în viață? Ai o țintă? Apostolul Pavel vorbește despre o țintă clară pe care a avut-o mereu. Și vorbind de toate acestea, o altă întrebare din urmă, care sunt valorile pe care le avem fiecare? Din pricina Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, din pricina Lui sufăr toate acestea, din pricina Lui am socotit toate ca un gunoi, din pricina Lui am pierdut totul. Care e valoarea pe care o ai în viață, care să-ți dirigeze viața și umblarea? Ai o țintă? Valorile stabilesc ținta. Întâi, câteva cuvinte despre faptul că a nu-L cunoaște pe Domnul este un lucru periculos, fatal. Suntem într-o stare în care cunoștința a luat dimensiuni mari. Toți vor să știe. Și e adevărat. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel că în vremurile din urmă știința va crește extraordinar. E una din revelațiile Sfintelor Scripturi. Nu trebuie să ne mirăm de cât de mult a avansat știința în generația noastră. Aici, în America, se cheltuie bani enormi pentru câte o rachetă care să mai meargă la stația artificială pe care au creat-o și unde sunt câțiva astronauți, ca să studieze mai mult cum e cerul, mersul planetelor și toate lucrurile acestea. Și vor tot mai mult să cunoască, vor tot mai mult să știe, ca să uimească lumea și cumva să socotească și cum să fie medicamentele mai bune, cum să fie viața mai comodă sau mai bună.
Observăm însă un lucru, oricât ar merge știința de departe și cunoștința să crească, lucrurile aici, la nivelul umbletelor noastre, la nivelul cărărilor noastre, au rămas cam aceleași. Omul, cu cât știe mai mult, parcă suferă mai mult. Și e adevărat, cunoștința multă aduce și multă suferință. Și toate acestea ne spun că lucrurile nu s-au schimbat prea dramatic. Cunoaștem mai mult, da. Mare lucru că unul știe formulele lui Euler sau ale lui Kepler sau poate să demonstreze pe tablă niște diagrame în traiectoriile stelelor. Omul se îmbolnăvește și până la urmă mâna cu care scria pe tablă sau scria în cărți obosește și ajungem la cuvintele împăratului, a înțeleptului Solomon. Ce-a mai fost, e și azi și va mai fi. Aici, pe pământ, suntem legați într-o stare în care Dumnezeu a hotărât-o. Spun că a nu-L cunoaște pe Dumnezeu, a nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, e un lucru periculos. Gândurile le-am început și nu știu dacă e o predică sau dacă am numai câteva gânduri pe care să le sădesc în inimile celor care mă ascultă. Peste o săptămână sau două începe școala. Încep școlile, universitățile. Sunt puțin în afară, sunt pierdut, întrebam pe un nepot cum merge școala și zice nu merge deloc, că sunt în vacanță. Foarte bine dacă ești în vacanță, bucură-te de vacanță. Așa-i. Vacanța e bună, frumoasă, dar începe școala. Și cu gândul la lucrurile acestea am zis să vorbesc de cunoștința pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și Apostolul Pavel vine și spune ca o subliniere pe care ne-o dă și o dau mai departe și eu. Lucrul cel mai important e să-L cunosc, vorbim de cunoaștere, să-L cunosc pe El. Și dacă nu-L cunosc pe Domnul, dacă nu-L cunosc pe El ca Mântuitor al meu, dacă nu-L cunosc pe El ca mângăietor și însoțitor pe cale prin Duhul Său cel Sfânt, toată cunoștința e zadarnică. Tinerii au vinerea, n-am fost niciodată, nu m-a chemat nimeni, am pregătit generații înainte, dar acum mai puțin. Cu cât ne aprofundăm în cuvântul Domnului, se conturează chipul Domnului Iisus Hristos. E gloria, e slava, e întipărirea gloriei lui Dumnezeu într-un om. Și a-L cunoaște pe Domnul e lucrul cel mai important. Desigur, algebra e foarte importantă. Trigonometria, iarăși, e foarte, foarte importantă. Toate sunt importante, să le cunoști pentru că trebuie să treceți clasa. Nu știu dacă vă folosește prea mult după ce terminați școala. E însă o cunoștință pe care cuvântul ne spune. Apostolul Pavel spune, am pierdut tot. Și înainte ne dă puțin din faptul ce era el înainte, un fariseu, un rabin respectat,
un om în fața căruia se dădeau la o parte atunci când trecea pe stradă, un om care avea un cuvânt greu în Sanhedrin, printre cei 70 de bătrâni, și vine și ne spune la urmă, puțin înainte ca să fie ucis, le-am pierdut pe toate. Dar nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău și le consider toate ca un gunoi. Și cuvântul e frumos, gunoi, că noi ținem și unii strâng gunoaie și toată casa e plină cu gunoaie și nu ne speriem așa mult de gunoi. Cuvântul e mult, mult mai ceva care e putred și miroase. Nu pot sta cu lucrurile acelea. Și Apostolul Pavel vine spune, vedeți, noi și cuvântul de garbici, parcă l-avem așa, că le-am luat de la garbici. Nu. Apostolul Pavel vine și spune, sunt ceva care sunt groaznic de urâte, miros, nu pot sta cu ele. La Corinteni, Apostolul Pavel scrie la 1 Corinteni, la capitolul 15, veniți-vă în fire, oameni buni, aveți minte? Vorbea unora care s-au lepădat de Domnul și au pornit pe drumul de rătăcire și blasfemie. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Păcatul miroase greu, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Iată gunoiul de care vorbește Apostolul Pavel. A nu-L cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă le cunoști pe toate celelalte, e un gunoi care pute, e mirositor greu, nu se poate, și se îmbibă în haine. Spre rușinea voastră o spun. În Corint erau oameni care veneau la adunare, veneau și vorbeau frumos, poate cântau frumos, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. 1 Corinteni 15:34. Veniți-vă în fire, nu vă pierdeți mintea sau v-ați pierdut-o deja. Mai am un text de la Tit, capitolul 1, versetul 16. Ei se laudă că cunosc, că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt cuvântul aici, Apostolul Pavel vorbește de cineva care e în adunare și totuși nu trăiește ca unul care îl cunoaște pe Domnul. Și vine și folosește un alt cuvânt la fel de greu. Sunt o scârbă. Ascultați, Apostolul Pavel care caută cuvinte pedante, frumoase ca să nu jignească. Aici vine și spune, sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Și iarăși, motivul e că pot să cunoască mult, pot să aibă mult, dar nu-L cunosc pe Domnul. Frații mei, n-am vrut și nu vreau să fie o predică morală, am spus că nici nu e predică de fapt, dar noi în istoria noastră am avut oameni care s-au ridicat pentru că au vrut posturi, au vrut ranguri, au vrut epoleți. Și pentru că e cunoscută istoria, vă spun puțin așa de Ioan Ungureanu, care a fost secretar general al cultului.
a fost mulți ani păstor la Curtici, păstor la una din cele mai bune biserici pe care le-au avut frățietatea noastră. Și la un congres n-a mai fost ales. După cum e democrația și n-a mai fost ales. Și-a luat hainele, și-a luat cărțile și-a plecat. Și-a plecat până la episcopie să întrebe dacă îi dau un post, că el nu vrea să mai fie baptist, nu mai vrea să fie pocăit. Și episcopia l-a dat. L-a făcut un om înalt în ierarhia lor ca să meargă și să combată în sate, unde biserica baptistă era foarte înfloritoare, să combată și să lupte împotriva credinței. Ioan Ungureanu. Ce trist că omul acesta, omul care fusese și cunoștea bine și Evanghelia, ca predicator, a botezat pe mulți, a ajuns el să fie un renegat, un om de care să se rușineze frățietatea noastră. Fratele Pitt povestea că odată într-un compartiment de tren s-a întâmplat că în compartimentul lui, cum erau vagoanele cu compartimente, s-a urcat un preot, se vedea că e preot cu rang mare în episcopie, și s-a uitat Ion Ungureanu. Și au început să vorbească. Și cum stai cu banca față în față, în timp ce stai cu trenul merge, auzi ce se vorbește. Și Ioan Ungureanu începe să vorbească despre bisericile și ședințele în bisericile baptiste. Și începe să spună, știți cum e la ședință, unul vorbește, altul combate, altul vrea să fie, altul e împotrivă și văzându-l pe fratele Pitt, îi spune, știți și dumneatale că doar între ei stai. Acum, cei care îl cunoașteți pe fratele Pitt, era că rabdă, dar când îi sare țandăra, atunci le spune. Și îi spune, domnul Ungureanu, n-ai dreptul să vorbești de frații mei așa ceva. Noi nu suntem așa. La noi ședințele noastre au un singur scop, să vedem darurile pe care Duhul lui Dumnezeu le pune în noi și să așezăm pe fiecare în lucrarea pe care o vrea Dumnezeu. Nu suntem după posturi, nu umblăm să ajungem și să punem mâna pe anumite stări și bani și alte lucruri. Pocăitul trebuie să fie pocăit. Spun lucrurile acestea pentru că Apostolul Pavel vine și vorbește clar aici despre stări care nu sunt bune în Filipi și stări care se repetă pentru oameni care nu sunt născuți din nou, dar în biserică sunt cu noi. Apostolul vine și spune, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, nu-mi trebuie, e pagubă să le am, e în minus să le port cu mine, nu-mi trebuiesc lucrurile acestea, lucruri care sunt de fapt gunoi. Un alt lucru pe care aș vrea să-l observați în studiul personal pe care l-am făcut, să-L cunosc pe El, pe Hristos Domnul. Scopul vieții noastre, trăirea împreună cu Hristos, să fii cu El, să trăiești pentru El, să trăiești pentru slava Lui, să aduci împărăției Lui Dumnezeu un folos, fiind copil al Domnului. În cartea Iosua avem câteva detalii și doar pentru câteva frânturi de timp.
Iosua trebuie să meargă mai departe și să treacă Iordanul. Și vine și le spune bătrânilor, mergeți în popor și spuneți-le, când chivotul va intra, când preoții vor intra cu chivotul pe umeri, ținând de drugii aceia de salgâm, va intra în apele Iordanului să se scoale tot poporul și să pornim după el. Și Iosua vine și spune poporului, vor trece însă 3 zile de pregătire. După 3 zile, Domnul va face lucruri minunate între voi. Veți vedea ce părinții voștri n-au văzut, minuni pe care nu și le-au închipuit. Și Iosua pregătește poporul 3 zile în care tot să știe că Dumnezeu are de-a face cu ei. Văd în cele 3 zile harul lui Dumnezeu. Harul în pregătirea pentru întâmpinarea Domnului. Harul în a avea sufletul, pentru că ne întâlnim cu Domnul și aici poporul întreg trebuie să se pregătească pentru ce n-a mai fost în istorie. Și Iosua le cere 3 zile, pregătiți-vă. Lăsați ca în felul acesta să vă gândiți că mergem în urma Domnului și ne călăuzește El. Pe unde merge El, mergem și noi. Așa că altă dată, în Marea Roșie, acum e Iordanul. Și pregătirea aceasta e folositoare și pentru noi. Frați și surori, ne pregătim pentru întâmpinarea Domnului. În fiecare zi ne uităm, e tot așa ca și ieri. În fiecare seară ne uităm, e tot așa ca și ieri. Dar în noi e ceva care așteaptă. Și promisiunea lui Dumnezeu, în cuvântul lui, ce Hristos ne-a promis, se va împlini. Întrebarea e, cum îl întâmpinăm noi pe Domnul? Și vă fac un apel, iubită biserică, să ne pregătim mai mult pentru întâmpinarea Domnului. Avem mult mai puține cântări despre venirea Domnului. Avem mult mai puține rugăciuni despre Doamne, ai milă de noi și pregătește-ne pentru venirea Ta. Avem mult mai puține gânduri la venirea Domnului. Ne facem câte o listă, mâine, mergem la Casco, mergem la Macy, mâine mergem la Prozar, mergem la Harvest, nu știu cum, și avem lista făcută. Dar dacă înainte ca să ajungem noi la Harvest și la Macy sau unde mergem, vine Domnul. Ne-am făcut o listă în care, Doamne, mai taie din mândria mea. Doamne, mai taie din planurile mele, mai taie din tot ce doresc eu și ce aș vrea să fiu sau să fac, mai taie din tot ce vezi la mine că nu-i bun și sunt atâtea lucruri. Avem liste pentru toate, dar nu pentru întâmpinarea Domnului. Aici e farmecul celor 3 zile. Când ochii toți sunt la chivotul, au intrat cu picioarele în apă, Iordanul curge, încă nu-i nicio minune, preoții stau cu picioarele până la glezne în apă și nu se întâmplă nimic și ei se uită, așteaptă ceva, va fi ceva. Dar 3 zile sunt ca să ne pregătim noi pentru întâmpinarea Domnului. Mă rog ca Domnul să
facă și lucrul acesta pentru noi, pentru fiecare. Trăim în așteptare și cuvântul pe care ni-l spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Despre sfințire, adică asemănarea noastră cu chipul Domnului Iisus Hristos, în smerenie, în planurile noastre, în lucrările pe care le avem. Planul lui Dumnezeu are și El un plan cu noi și e sfințirea noastră, să ne pregătească pentru întâmpinare. Voia lui Dumnezeu, spune la Tesaloniceni, este sfințirea voastră, să vă faceți lucrul acesta cu bucurie, într-o stare de exaltare, de serbare, de la Iosua, cuvintele acestea sunt: sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucrări minunate între voi. Și nu spune ce, dar ei în sfințire trebuie să se uite și să aștepte. Aici sunt 3 zile de cercetare, de hotărâre, de contemplare, ca Dumnezeu să pregătească poporul. Suntem pregătiți noi pentru venirea Domnului? Și încă un lucru, care sunt valorile vieții noastre? Să-i dăm slavă lui Dumnezeu, suprem. Aduce viața mea în starea în care sunt și vreau să mă debarasez de lucrurile pe care le car cu mine în spate. Aduce viața mea proslăvirea Domnului? Cineva a întrebat pe un rabin, care e diferența între heruvim și serafim? Despre serafim știm mai mult pentru că s-a vorbit mai mult, pentru că sunt cei care păzesc sfințenia lui Dumnezeu. Serafim înseamnă un arhanghel de foc, de flacără. Are cuvântul de flacără în cuvântul serafim, seraf. Dar heruvim, și rabinul care i-a explicat atunci cuvântul, i-a spus: heruvim e unul care are cunoștințe extraordinare. Cunoaște foarte mult și cunoștința lui îl face să fie aproape de Dumnezeu. Și cel care întreba i-a zis: dar cel care se apropie de Dumnezeu, care e foc mistuitor, trebuie să fie foc. Zice, da, amândoi, și heruvimul și serafimul, sunt aproape de Dumnezeu și trebuie să înțelegem că noi trebuie să fim și un heruvim și un serafim. În heruvim să avem cunoștința deplină. Și Apostolul Petru se roagă să creștem mereu în cunoștința Domnului. S-au întâmplat multe și școlile au avansat. Petru a fost doar pescar. N-a cunoscut atâta cât știu studenții noștri de astăzi. Dar Apostolul ne îndeamnă, așa cum cunoaștem așa multe, haideți să cunoaștem tot mai mult pe Domnul. Odată Domnul s-a urcat în corabie, în corabia în care era și Petru, corabia lui Petru, Simon Petru. Și Petru, când își dă seama că stă așa de aproape de Domnul, care avusese mărgăritare de învățături pentru poporul pe mal, se uită și se pleacă și spune: pleacă-te la mine, nu sta aici. Aici e un colț al păcatului pentru că stau eu. Isaia, când vede pe Domnul în toată slava lui, spune: vai de mine,
vai de mine că sunt un om păcătos și trăiesc în mijlocul unui neam păcătos, vai de mine. Apostolul Pavel vine și spune, spre rușinea unora, o spun, nu-L cunosc pe Domnul. Se joacă cu versete și cu texte, dar nu-L cunosc pe Domnul. Și aici e drama, tragedia cumplită în veacul nostru, un veacul de cunoștințe multe, dar de cunoștința Domnului puțină. Alexa Popovici povestea că în Arad sunt amintiri care clocotesc așa în mine câteodată din cuvintele pe care le-am auzit. În Arad era un credincios, un pocăit. Un pocăit care era birjar. Am uitat numele, poate cineva din Arad să-și aducă aminte. E bine, omul acesta, când lua câte un client să-l ducă de la operă până la gară sau de la gară înspre Podgorie, omul acesta, când dădea cu biciul, spunea un verset din Biblie, se întorcea spre clienți și îi întreba, Îl cunoașteți pe Hristos, Mântuitorul meu? Îl cunoașteți pe Cel care a făcut toate lucrurile? Îl cunoașteți pe Cel care cu mâna Lui și cu vocea Lui Sfântă a oprit furtuni și a dat vindecare bolnavilor? Și Cel care mergea în trăsură spunea, mai mergi, omule, mai mergi și mai spune-ne. Și omul, fără să-i fie rușine, eu nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos, eu nu mă rușinez de crucea Domnului și suferințele sale. Și așa au venit mulți, mulți la adunare în vremea aceea. Suntem într-o vreme în care ne-am făcut așa o gogoașă a noastră și suntem izolați de alții, nu mai mergem să spunem, o, dacă mai vreți, facem o defilare sau ceva, dar nu ne apropiem de unul care suferă, de unul care are nevoie de mântuire, de unul care abia așteaptă un cuvânt să vină să-i spună cineva de Domnul. Aseară, nu mai știu pentru ce, am uitat, mi-e rușine să spun, dar nu-i de mult, doar câteva ore, am uitat de ce ne-am dus până la Abrozar să cumpărăm ceva. Soția merge înainte, că ia un plegoșu și îmi spune, români, ăștia sunt români, adică astea erau două femei. Am stat și eu, m-am apropiat de ele, am vorbit cu Carmen și i-am spus, ai dreptate, sunt românce. Nu cred că sunt așa de mult când au venit aici, că vorbesc frumos românește. Și s-a întâmplat că am plătit, nu era prea mult, am scăpat repede, însă după ce am trecut pe la casă, le-am spus, bună seara, mă bucur că vorbiți românește, și ele au rămas toblu. Atunci au dat seama că, de fapt, cineva le-a ascultat tot timpul cât au fost în prăvălie. Și n-am întrebat cum le cheamă, am spus eu însă, mă numesc Valentin Popovici, și mergem la Biserica Baptistă din Park Ridge. Au rămas uimite și una mai zglobi așa, a sărit de gât la mine să mă sărute. Și Carmen era lângă mine, mai ce faci ăsta? Și atunci îmi spune,
Domn Valentin, eu îl cunosc pe tatăl dumitale. Un om al lui Dumnezeu. Sunt mult mai emotiv ca altă dată. Mi se umplu ochii de lacrimi. Și atunci au venit dânsele amândouă și atunci mi-au spus, cunosc pe cutare, cunosc pe cutare din adunare. Și le-am chemat să vină. Discuția a continuat mult mai mult. Mă rog însă pentru ele, ca Domnul să facă și sămânța care a fost acolo la aproape de ieșirea din prăvălie, să folosească cuvintele și să le aducă, să putem să avem o părtășie împreună. Suntem într-un loc în care sunt mulți frați de neam. Nu pot să vă spun că nu mă bucur de copiii care vorbesc englezește. Perfect, fără accent, așa ca la Oxford. Când vorbesc detalii și versete din Biblie, îți ung inima, sau la Cambridge, unde vreți să fie. Dar așa mă bucur, cum a fost astăzi, din toți, o singură fată a spus un verset în limba română. Cum ne-am mutat acolo în spate cu un scop bine stabilit, auzim mai greu. Pe fratele de azi dimineață vă mărturisesc că vorbea foarte repede. Nu știu cum pot românii să vorbească așa repede. Și i-am și spus la urmă, frate, cred că 60-70% am înțeles ce ai spus, dar în restul ai vorbit așa prea repede pentru mine. Și fratele și-a mărturisit dragostea pentru Hristos Domnul, deși nu ne-am mai întâlnit. Timpul s-a dus și nu vreau să trec de... aș vrea să vă aduc aminte. Avem un scop în viață. Care e scopul pe care îl ai? Avem o pregătire pe care Dumnezeu o pune în noi, în a-L cunoaște pe Domnul. Și cu cât ne apropiem de Domnul, sfințenia Lui ne copleșește. Sfințenia Lui ne atrage, deși cumva răutatea noastră parcă spune ca și Petru, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Dar harul lui Dumnezeu aduce mântuirea pentru toți oamenii. Care sunt valorile pe care le ai în viață? Fratele Cornel Stoia, săptămâna trecută, pare mi se, probabil cunoaște mai multe despre Olimpiada care s-a încheiat, mi-a trimis un mesaj cu bunăvoința voastră, am să citesc, despre atleta americană Sydney Michelle McLaughlin. Aceasta e alergătoare la, nu știu, 200 sau 400 de metri, dar cu obstacole. Sare, merge mai departe, iar sare, e o cursă destul de grea și complicată. Pare mi se 4 medalii de aur a câștigat. Puteți să o căutați tinerii, Sydney, Michelle, McLaughlin și mai are și un nume, Levon. Mă gândeam, dacă are așa multe nume, trebuie să fie o contesă ceva, însă contesele, nu știu dacă se apucă ele să fugă așa pe teren. I-au luat un interviu, pentru că atâtea medalii înseamnă că e foarte bună. Și ea le scrie, recordurile vin și pleacă, dar slava lui Dumnezeu rămâne în etern. Eu nu merit nimic, dar prin har, prin credință, numai Iisus mi-a dat totul. Poate mai sunt tineri care ar înțelege mai bine în engleză. Am să îndrăznesc să citesc. What an honor, a blessing, a privilege.
I never want to take these moments for granted. In a week where my faith was tried, tested, my peace weakened, and the weight of the world began to descend on me, God was beyond gracious. It's always hard to preparing for one moment you may or may not get back. In my mind, what kept repeating were the words, trust in Jesus. I didn't know what the outcome would be, but I did know He was who I wanted to lead me through the journey. What an amazing journey it was. What an amazing Lord I have. It never ceased to amaze me how powerful He is to help those who trust in Him overcome the battles within. His word is sufficient. His promises hold true, and all the glory belongs to Him. At the end of the day, it is far beyond gold. Once again, I am immensely grateful to have had the opportunity to represent the country on the world's biggest stage. What a blessing. Not to us. Și vă atrag atenția, aici vorbește unor reporteri care abia așteaptă să facă gălăgie și să râdă de credință. Not to us, O Lord, încheie cu o rugăciune. Not to us, O Lord, not to us, but to Your name give glory. For the sake of Your steadfast love and Your faithfulness. Cuvintele din Psalmul 115. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Așteptați minuni din partea Domnului și lăsați pe Domnul să facă minunile în viața noastră, a fiecăruia, și numele Lui să fie binecuvântat peste noi și în veci de veci. Amin.